Salutare, mă băieți, și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal. Vom face astăzi o carieră cu Dinamo București. După cum știți, Dinamo are mari probleme cu lotul, mai exact și cu rezultatele. Am așezat probabil una dintre cele mai bune formații aici în poartă, Cristiano Figueiredo, fundaș stânga Steliano Filip, alături de Răzvan Patriche și Ekman în centru. Fundașul dreapta va fi Gabriel Demoura. Mijlocaș defensiv va fi Cătălin Carp, moldoveanul. La mijloc, Jonathan Rodriguez, împrumutat de la CFR Cluj. Iar Cosmin Matei probabil va fi noul capitan al echipei. Răzvan Grădinaru, atacant stânga, atacant dreapta va fi Gabriel Torje, iar în față va fi Ivanovski și probabil va fi schimbat cu Vlad Morar. Antonio Bordușanu, Ivanov, Piere, Eșanu, pe care ne vom baza și pe el foarte mult, Ricardo Grigore, iar Tomozei sunt rezervele. Aici avem în mare parte tineret, un Andreas Mihaiu, Denis Jaffer, Ahmed Bani, Valentin Borcea, Crețu, Radu. Este o echipă nu foarte, foarte bună. Vedem aici, am prelungit contractele tuturor jucătorilor în afară de Igor Jovanovic. Avem Gabriel Demoura, 33 de ani, foarte bătrân. Probabil ne va mai trebui un daș dreapta. Mijlocaș defensiv avem. Ivanov este împrumutat de la Craiova la noi. Grădinaru, Bordușanu, Torje, Mihaiu, Bani. Bani va fi și el trimis pe lista de împrumuturi, Ivanovski și Morar. Haideți să vedem dacă astăzi putem măcar să aducem înapoi pe Robert Moldoveanu de la Farul Constanța. Să vedem cam ce preț vrea Neagică pe el. Vom oferi la schimb probabil un jucător, nu știu exact. Da, nu știu pe cine să împrumut. Îi voi da o ofertă directă de undeva la 700.000, cred că ar fi ok, după părerea mea. Să vedem. Acceptă. Au acceptat constanțenii. Să vedem dacă va accepta și contractul pe care îl vom face. 3 ani. Acceptă. Fără clauză și salariul destul de bun. Să-i scoatem bonusul. Și Robert Moldoveanu se reîntoarce acasă. Dario Bonetti încearcă să facă o construcție cât mai ok la echipă. Bine ai venit, Robert Moldoveanu. Nu știu, să-l punem titular în locul lui Mirko Ivanovski. Eu zic că merită să vină înapoi. Să vedem ce vom mai reuși să mai facem în acest turneu de pregătire. Vom simula meciul, să vedem dacă reușim victorie. Pierdem din păcate 3-2 cu Portimonense, Torje reușind golul și Robert Moldoveanu după ce se reîntoarce acasă. Foarte frumos, însă păcat că am pierdut cele 3 puncte în această grupă. Avem un meci cu Livingston, foarte, foarte dificil și acesta. Să vedem dacă vom reuși. 1-1, Grădinaru pe final de meci reușește să aducă primul punct al echipei în grupa cu Portimonense, Livingston și Boavista. Am primit o ofertă de împrumut asupra lui Ahmed Bani de la Sydney. Nu cred că îl vom da acolo pentru că nu este o echipă care să îmi pună mare încredere că va juca.
Boavista, ne trebuie neapărat victorie cu Boavista. Să vedem. Oh, grădinarul. Torje ratează penalti. Și nu ne-am calificat, din păcate. Ba da. Oh, superb. Cum mai câștigăm 300.000. Să vedem, Jovanović, 310.000. Poți pleca, Jovanović. Sunt foarte buni și acești bani primiți pe Jovanović. Victoria Berlin. O echipă foarte, foarte bună, din câte am auzit. Să vedem dacă reușim să aducem cele... aducem victoria acasă. Da! Grădinarul reușește și grădinarul alături de Cosmin Matei să ne aducă... să ne aducă victoria și mergem în finală împotriva celor de la Portimonense. Mai câștigăm o sumă importantă de bani. Încă 450.000. Da, finala cu Portimonense. Să vedem dacă jucătorii sunt odihniți cât de cât. Sunt foarte, foarte obosiți. Dar vom juca această partidă de început, pentru că putem aduce primul titlu al echipei aici în Ștefan cel Mare. Am încredere foarte, foarte mare în jucătorii mei. Cred că le vom pune probleme celor de la Portimonense în această finală. Gabi Torje în formă. Să vedem cum va decurge această finală. Stadio de Dragao este este arhiplin. Eliano Filip foarte bine cu Cosmin Matei. Jonathan Rodriguez pierde balonul. Jonathan Rodriguez. Să vedem dacă avem puterea de a reuși astăzi cele 3 puncte. Cele 3 puncte, doamne. Am uitat că suntem într-o finală. Probabil noi n-am fost chiar așa obișnuiți cu finale să jucăm, să... Iese Cristiano Figueiredo. Din păcate nu păstrăm la posesia. Iese Cristiano Figueiredo. Foarte bine. Cătălin Carp. Nu l-a văzut pe Sa acolo. Și pe lângă. Nu, Cristiano scoate balonul. Portimonense pune mari probleme. Torje poate sprinta acum și putem declanșa contraatacul. Grădinarul, să-l vedem pe Grădinarul, care are o viteză, din câte văd, are o viteză superioară. Jucător venit de la Gazmetan. Foarte bine, Torje. Cătălin Carp. Gabriel Demoura avansează bine. Demoura! Grădinarul. Cosmin Matei! Matei! Ce gol reușește decarul nostru! Foarte, foarte bine, Cosmin Matei! Minutul 18, scoate-mă un balon într-o zonă bună și asta a contat foarte, foarte, foarte mult. Marco Ekman decisiv aici, a intrat să intrare. Cristiano Figueiredo, pasă scurtă cu Marco Ekman. Super, foarte bine, Răzvan Patrike. Să vedem pe Patrike cu Steliano Filip. Avansează Filip. Oh, foarte bine. Cosmin Matei. Cosmin Matei, n-are cu cine. Combină la mijloc cu Cătălin Carp. Carp, foarte bine, Robi Moldoveanu. Nu ajunge balonul acolo unde trebuia. Foarte, foarte bine, dinamoviștii stau poziționați. Gabriel de Moura foarte ușor recuperează balonul. Cosmin Matei a crezut că urcă din prima Răzvan Grădinaru. Să vedem aici un joc de pase foarte bun. Ce a fost acesta? Nu cred că a fost un fault. Că nu mi s-a părut deloc fault.
Torje, foarte bine. Jonathan Rodriguez. Ce riscant. Noroc că au fost atenți acolo cu echipierii săi. Dinamo în continuare greșește la pasele scurte. Și iese Cristiano Figueiredo. O pasează scurt cu Marco Ekman pe centru. Foarte bine Jonathan Rodriguez. Jonathan Rodriguez foarte bine cu Cătălin Car. O pasă pentru Cosmin Matei. Răzvan Grădinaru. Și Cosmin Matei și-a o poziție centrală. Robi Moldoveanu. Nu Robi. Foarte bine dinamoviști aici se poziționează. Oh, ce intrare bună a lui Jonathan Rodriguez. Robert Moldoveanu nu reușește nimic din păcate acolo. Și cred că s-a accidentat. Nu cred că s-a accidentat. Foarte bine Angulo. Gabriel de Moura faultează. Revede cartonașul galben, da. Robi Moldoveanu s-a accidentat. Din păcate. Și primim și gol. Deci nu cred așa ceva. Mai rău de atâta nu se putea deocamdată. Avem mari emoții în prima repriză. Deși am jucat foarte, foarte bine. Stați să dăm sonorul la comentarii mai încet. Deoarece am impresia că se aude prea tare. Îl vom da de aici mai încet. Vom da comentariul măcar. Atmosfera stadionului eu v-am lăsat ca să auzim. Robi Moldoveanu mai rămâne pe teren. Cătălin Carp acolo foarte bine. Gabriel de Moura aici. Se ține foarte bine după Angulo. Avem mari emoții în ceea ce constă câștigarea acestui trofeu. Foarte bine. Foarte bine apărarea s-a descurcat aici. Steliano Filip vine după Matos. Sapara. Vedem aici ce va încerca. Vedem, joacă bine la pase scurte. În ce poziție au ajuns Cristiano Figueiredo. Scoate. Și Răzvan Grădinaru. Grădinaru. Nu, este Cosmin Matei. Cosmin Matei nu mai ține și balonul în teren. Acum este Grădinaru la balon. Cătălin Carp. Jonathan Rodriguez. Robi Moldoveanu. Nu. Prea multe pase înapoi. Steliano Filip. Filip greșește ca fundaș. Nu ai voie să greșești în asemenea poziție. Mai ales când știi că îți lași poziția descoperită. Foarte bine. Apărarea se repliază. Dați ceva, ce pasă bună și gol. Portimoense. Sapara ne îngroapă. Avem nevoie de acest prim trofeu pentru moralul echipei. Matei Steliano Filip. Din prima pentru Răzvan Grădinaru. Să vedem pe Grădinaru dacă are cu cine Tucan Careu. Nu, stă foarte bine acolo Patrike. Jonathan Rodriguez. Carp pentru Jonathan Rodriguez. Nu, sunt foarte, foarte atent și fundașii celor de la Portimoense. Carp, foarte greu să piardă acolo duelul. Torje n-are cu cine. Moldoveanu. Grădinaru. Răzvan Grădinaru 2-2 Dinamo. Foarte, foarte frumos. Foarte, foarte frumos atacul nostru pus la capăt cu gol.
Răzvan Gorodinaru, una dintre cele mai bune achiziții probabil din această perioadă. Robi încă nu s-a, cum să zic, s-a modernizat. Oh, foarte, foarte bine Cristiano. Îl vedem cu o față la Filip. Centrul este ocupat în întregime de mijlocași și celor de la Portimonense. Foarte, foarte bine. Ieșim cu un joc de pase inteligent. Și Gabi Torje nu mai poate nici Torje. Înțeleg că jucătorii sunt foarte obosiți. Carp pierde la jumate. Pierde la jumătatea terenului. Și ce pasă în gulo. Nu cred. Deci Cristiano mi-a ieșit pur și simplu singur la această fază. Da, în acest moment nu cred că mai avem nicio șansă. Gabi Torje, să vedem aici. Încercăm să deschidem cumva la jumătatea terenului acolo. Robi Moldoveanu nu mai poate. Robi este foarte, foarte, adică toți jucătorii, uitați-vă ce am făcut aici. Nu știu cum să mai combin. Intră și Ivanov la mijloc. În locul lui Cosmin Matei. Poate mai salvăm ceva aici. Chiar jucătorii noștri nu mai pot deloc. Moura rupe jocul. Da, cred că trebuie să denunțăm la o schimbare. În cauză că Gabriel de Moura vede cartonașul roșu. Și mingea iese afară. Trebuie să atacăm repede. Da, nu mai avem nicio șansă în aceste momente. Și pierde în finala Portimonense. Reușește să câștige. Doamne, ce final am pierdut. Eram atât de aproape. Și am jucat chiar foarte bine. Însă sunt foarte, foarte fericit că echipa noastră a avut puterea. Și uitați-vă unde a ajuns. Am jucat foarte, foarte bine cu o echipă care este clar mai bine decât noi. Și primul meci din campionat va fi episodul viitor împotriva celor de la FC Voluntari, care va fi foarte, foarte greu. Marius Tomozei vrea să devină jucător titular în locul lui Gabriel. Robi Moldoveanu s-a rupt de la primul meci. Eu vă mulțumesc însă că m-ați urmărit pentru acest prim episod. Eu am fost Dexter și ne auzim la episodul următor. Ciao!